Bucureștiul ar putea primi banii de la Comisia Europeană pentru o infrastructură de transport în comun la un nivel decent. Banii vor veni dacă primăria va înainta proiecte prin care va demonstra că tinde spre mobilitatea electrică. Există obligativitatea acestei strategii care se discută cu Comisia Europeană și care se urmărește în timp. Spun asta pentru că aceste tipuri de strategii conțin în centrul lor transportul public. Și transportul public cu emisii reduse sau zero emisii, de asemenea tot ceea ce înseamnă logistica într-un oraș, trebuie să țintească către flote de vehicule care să fie cu emisii reduse sau cu zero emisii, ceea ce înseamnă practic mobilitate electrică. Comisarul European pentru Transporturi Adina Vălean spune că Bucureștiul va primi bani europeni pentru implementarea strategiei de transport cu emisii zero, însă primăria are de lucrat și la proiecte și la reducerea birocrației. Am trecut în revistă câteva din provocările privind finanțarea acestor investiții. Finanțarea pe de-o parte, dar și opreliștile de natură administrativă care țin de diverse acte legislative sau reglementări care pot întârzia desfășurarea acestor investiții. Eu am venit cu plăcere, este o primă vizită, o primă discuție. Sunt pregătită împreună cu colegii mei de la Comisia Europeană, Directoratul de Transport, să sprijinim toate orașele europene în strategiile lor de dezvoltare urbană sustenabilă în privința mobilității și logisticii și, bineînțeles, cu atât mai mult în ceea ce privește Bucureștiul.